Participanții au oferit spectacole variate, de la muzică vocală și instrumentală, la dans, recitaluri de poezie și chiar rezolvare rapidă de calcul mental. Câștigătorii au fost răsplătiți cu premii atractive, o orgă electrică pentru locul 1, o vioară pentru locul 2 și o chitară acustică pentru locul 3. Mențiuni și premii speciale au fost acordate și altor participanți talentați. Toți copiii au impresionat prin talentul lor. Sarcina juriului a fost dificilă pentru că a fost greu să facă o departajare. După calcularea punctajului fiecărui concurent, au fost premiați următorii elevi. La clasele 1-4, premiul 1, Bianca Maxinese, premiul 2, Alexandru Luca și Ioana Timofte, premiul 3, Antonia Teodora David, mențiuni Claudia Maxinese, Alin Bacrău, Elisabeta Bacrău, Sergio Matei Spoială. La clasele 5-8, premiul 1, Carla Gavrilovici, premiul 2, Laura Svestun, premiul 3, Ioan Alexandru Bursuc și Andreea Lisenche. Mențiune, Maia Mădălina Muntean, Georgiana Axinte și Jonathan Gabor. Profesoara Tamara Loredana Bujorean, de la Școala Gimnazială Bosanci, a subliniat că evenimentul nu ar fi fost posibil fără sprijinul sponsorilor și al primăriei din localitate. Toți participanții au primit daruri, iar organizatorii au subliniat importanța sprijinului comunității pentru astfel de inițiative educative și culturale. Un spectacol ce evidențiază talentul și creativitatea tinerei generații din Bosanci.